și al Sfântului Duh. Iubite Părinte Ionel, prea cucernice Părinte Aurel și dragii mei, un scurt gând duhovnicesc legat de Sfântul Ioan Botezătorul și apoi, bineînțeles, aplicat în viața noastră de zi cu zi. Sfântul Ioan Botezătorul poate fi considerat o instituție. Bineînțeles că una duhovnicească, dar mai mult decât atât. Poate fi înțeleasă și spiritual, și social, și în alt fel, cu totul pozitiv, pentru că personalitatea lui a fost cu totul aparte. În primul rând, în relație cu Dumnezeu. Pentru că el a avut un rost special, acela de a pregăti calea Domnului. Apoi, un rost special l-a avut în ceea ce îi privea pe contemporanii lui și din punct de vedere social. Pentru că el a știut foarte înțelept să gestioneze problemele sociale ale timpului său. Și aceasta regăsim foarte bine în Sfintele Scripturi, când i-a învățat pe fiecare în parte cum trebuie să-și ducă viața. Aceste două coordonate, dragii mei, sunt foarte importante în viața noastră de zi cu zi. Pentru că și noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și să ne găsim rostul pentru care Dumnezeu ne-a adus din neființă la ființă. Și al doilea, totdeauna să avem și să luăm în considerare, pe lângă verticala, la capătul căreia este Dumnezeu, orizontala care îi privește pe semenii noștri, pe aproapele noștri. Împlinim porunca cea mai importantă din lege, care spune să iubești pe Dumnezeu din toată ființa ta, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Am spus că Sfântul Ioan Botezătorul a fost o instituție, pentru că rămâne în istorie o adevărată instituție. Duhovnicească, spirituală și, dacă vreți, pastoral, social, misionară. Cine este această instituție astăzi? Cred eu că cel mai bine s-ar regăsi într-o instituție care se vrea și o considerăm și o numim divino-umană. Și aceasta este biserica. Dar biserica înțeleasă în sensul ei adevărat, și anume acela de comunitate, așa cum sunteți dumneavoastră, comunitatea adunată în jurul Părintelui Ionel. Părintele Ionel în sine este o instituție, dar dumneavoastră toți, această comunitate care v-a strâns în jurul Părintelui, sunteți o instituție. O instituție divino-umană. Și trebuie neapărat să limitați pe Sfântul Ioan Botezătorul. Să mergeți pe calea bătătorită pe care au mers Sfinții, dar și să învățați pe alții care este calea adevărului. Să pregătiți, asemenea Sfântului Ioan Botezătorul, calea pentru cei ce încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, sau dacă îl cunosc, nu-L cunosc îndeajuns, trăindu-L efectiv, nu în afara bisericii, ci neapărat în interiorul bisericii. Cei care consideră că îl pot avea pe Dumnezeu în afara bisericii se înșală amarnic. Doar în biserică îl avem pe Dumnezeu, pentru că biserica este depozitarea adevărului.
Și tot în comunitate, dragii mei, în biserică, putem să fim sensibili față de ceilalți. Pentru că ne cunoaștem unii pe alții. Aceasta înseamnă o comunitate adevărată. Să ne cunoaștem unii pe alții. Și să ne educăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să ne sprijinim unii pe alții. Din toate punctele de vedere. Și atunci ajungem o comunitate adevărată care trăiește în comuniune și ne asemănăm lui Dumnezeu care ne-a creat după chipul Său. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o comuniune desăvârșită de iubire dintre cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Acestea fiind zise, să vă gândiți și foarte personal. De pildă, mama este o instituție. Și trebuie să devină o instituție adevărată. Tata este o instituție. Calitatea de fiu, de asemenea, trebuie să devină o instituție. Dar încă o dată, sub nicio formă, într-un sens care să ne dezumanizeze, ci într-un sens duhovnicesc, spiritual și neapărat social. Pentru că noi suntem persoane sociale și nu putem trăi unul fără de celălalt. Acestea fiind zise, dragii mei, mă bucur din nou și iară și iară că suntem împreună astăzi. Că ne-am împărtășit din același potir. Că ne-am reîntâlnit cu Părintele nostru duhovnicesc, Părintele Ionel. Și că vă găsesc sănătoși și voioși. Ce mult înseamnă să reușim să păstrăm această legătură duhovnicească. Și ultimul gând, și cu aceasta închei, am și spus-o în ultima vreme mai des. Să ne ajute Dumnezeu să ne înveșnicim în împărăția Lui și atunci nu o să trebuiască să ne mai întâlnim din când în când. Și vom fi, la oaltă cu toții, o veșnicie. Așa să fie. Amin.